Atletul bihorean Mihai Sorin Dringo a cucerit medalia de bronz în proba de 400 de metri plat în cadrul Jocurilor Mondiale Universitare de la Chengdu din China. Sportivul a alergat proba în 45 de secunde și 27 de sutimi, stabilind un nou record național al României, potrivit CSM Oradea. În finala de 8 au pătruns doar 3 atleți originari din Europa. Pista a fost, cred că, cea mai bună pistă pe care am fost eu până acum. Competitorii au fost, să zic, foarte prietenoși, așa m-am înțeles că ei chiar m-am și-am prietenit câțiva. Mihai Dringo și-a adjudecat medalia de bronz la Chengdu după o cursă spectaculoasă și aprig disputată, în care primii doi clasați au terminat întrecerea în același timp, cu un nou record mondial universitar, 44 de secunde și 79 de sutimi. Atletul bihorean a fost cel mai tânăr finalist al probei de 400 de metri plat. Pentru mine, premiul acesta semnifică un mare câștig și o mare bucurie. În același timp, îmi dă multă speranță pentru viitor. În vârstă de 22 de ani, sportivul este legitimat la CSU CSM Oradea și este antrenat de către Robert Olah, căruia îi datorează revenirea în atletismul de performanță. Totodată, Mihai Dringo s-a clasat pe locul 4 în finala probei de 400 de metri plat la campionatele europene Under 23 de la Espoo din Finlanda, desfășurate în cursul lunii iulie. De asemenea, cu câteva zile mai devreme, el a devenit dublu campion național la Under 23 și seniori în aceeași probă, în cadrul unei competiții desfășurate la Craiova.